Viorel Pintea, fostul director APIA Satu Mare, a fost condamnat la 3 ani de închisoare. Judecătorii Tribunalului Satu Mare l-au condamnat după ce DNA l-a acuzat că a primit mită de la fermieri sume de bani și bunuri pentru a-i scuti de controale. Fostul director APIA a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani de închisoare, fiind acuzat de mai multe fapte de luare de mită. În schimbul banilor și a bunurilor primite, Viorel Pintea le promitea fermierilor că nu le va fi controlată activitatea sau îi va ajuta să obțină cu ușurință subvenții. Viorel Pintea a fost prins în flagrant în noiembrie 2013 de către procurorii DNA, când primea 3.000 de euro de la un fermier din Satu Mare pentru a-l scuti de controle la culturile de viță de vie, pentru care luase fonduri europene. Fostul director APIA a fost atunci reținut pentru 24 de ore și apoi a fost arestat preventiv. Acesta a fost pus în libertate și cercetat sub control judiciar după ce a achitat cauțiunea în valoare de 100.000 stabilită de Curtea de Apel Oradea. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.